Școala Timișoreană de Construcții Metalice de la Universitatea Politehnică Timișoara a primit o nouă recunoaștere internațională. Doi profesori ai UPT au fost invitați ca lectori în cadrul unei prestigioase școli internaționale care se desfășoară la Universitatea Federico al II-lea din Neapole în perioada 7-11 octombrie. Cei doi lectori români care participă sunt academician profesor doctor inginer Dan Dubina și profesor doctor inginer Viorel Ungureanu, membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice, cunoscuți și recunoscuți la nivel internațional în domeniul tematic al școlii. Invitarea celor doi lectori români confirmă tradiția și prestigiul de care se bucură pe plan internațional Școala de Construcții Metalice de la Universitatea Politehnică Timișoara, înființată de academicianul Dan Mateescu.